punctul turc. Pornim de jos, de la dreapta spre stânga. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, da. Oblic în jos. Ieșim înspre stânga, pe linia de sus. Din nou, repetăm mișcarea. De jos în sus, oblic. De jos. Vom ieși din nou spre stânga, pe linie. Repetăm mișcarea. Aceasta este caracteristica punctului turc. Se lucrează de două ori în același loc, în partea centrală, firele vor apărea duble. Este o cusătură decorativă folosită în special pentru aplicarea materialelor textile pe suprafața altor materiale, o cusătură decorativă și foarte rezistentă. Acesta este dosul. O să revenim în varianta simplă. Sper că v-a fost util.